Pelicula despre trup și suflet a regizorului ungare Ildikó Enyedi a fost desemnată cel mai bun film din competiția oficială a Berlinalei 2017, câștigând Ursul de Aur. Filmul realizat de regizoarea din Ungaria este o poveste de dragoste într-un abator din Budapesta. Filmul Felicite, regizat de Alain Gomi, a primit Ursul de Argint. Cel mai bun actor a fost recunoscut germanul Georg Friedrich, iar cea mai bună actriță a devenit coreeanca Kim Min-hee. Festivalul Internațional de Film de la Berlin atrage în fiecare an aproximativ o jumătate de milion de spectatori, sute de jurnaliști și numeroase filme în program. Din acest punct de vedere, Berlinala este alături de Cannes și Veneția, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice europene.